Nici aici nu scăpăm de tine. Așa este. Și tot băiat rău. Dă-o încolo, tu ai ceva cu Angel acolo, o pilă. Da, o pilă am, că ai văzut că suntem prieteni. Nu știu dacă ai observat, dar chiar suntem prieteni. Da. Am o pilă și mă bucur că m-a distribuit în clanul, așa cum am fost și în Vlato, datorită lui. Mă bucur mult treaba asta. Noi avem proiectele noastre împreună. Cred că așa și un pic și în abilitățile mele. Iar el este un resort deosebit. Adică la 30 de ani să fie head of everything aici. Și vreau să spun că și pe tine mă bucur să te văd, pentru că am avut o colaborare foarte frumoasă, că mi-a plăcut foarte mult ce și cum scrii și cum ai scris și ce ai scris despre noi și proiectul nostru, așa că pe mine băia rău doar în filme, dar acolo eram mai trecem okay. Și la părțile pozitive. Știu, din viața ta. Doar să menționez, îți mulțumesc din suflet, este undeva. Chiar acum, înainte să vii să mă întrebam de tine, că am văzut, zic, de ce e cu ei, cu ego, ce se întâmplă. Că avem de două lucruri. Uiți că noi vorbim despre proiectele tale și vorbim și despre fica ta, că știi că eu sunt fascinată de Smanata. Da, hai să începem puțin. Lovește-mă așa cu prima. Tot, lovește-mă. La sfârșit. Lovește-mă cu ce vrei tu, care ordine. Zi-mi de filmul ăsta, te vedem iar bătut, plin de sânge, sau ești și tu mai uman? Sper că nu, eu n-am citit atât de departe, adică n-am ajuns decât pe la episodul 8, deocamdată mai mult dau, nu iau. Oh. Adică sunt ok, știi, sunt ok. Nu vreau să vă dau multe chestii, dar, mă rog, trag și eu și niște gloanțe, se întâmplă niște lucruri, Da, dai și sfaturi din astea, că ai văzut că Angel te-a dat de gol, că tu ești singurul din lumea asta, în afara filmului. Da, lui da, sigur că de-aia mi-a dat niște sfaturi din zona asta de mafioto-interlopă, pe care eu am studiat-o și așa, și nu numai sfaturi, i-am dat și acces, adică eu pe el l-am prezentat la Nuțu Cămătaru, am fost cu el la niște sindrofii cu Angel, l-am introdus pe el în lumea asta, să vadă, să observe, să... Da, să poți să scrie mai autentic. O tipologie pe care trebuie să o faci în serial, să o studiezi și să o aduci acolo. Și să o aduci în zona noastră, că nu poți lua din filmele americane și să spui că aia se întâmplă la noi. Trebuie să vii să studiezi un pic zona noastră. Și trecem în altă zonă, că știi că așa o dăm ce dintr-una între alta. Mai poți să te împarți în toate astea, să te cheme toată lumea, deja știi toți doctorii din lume. Doamne ajută să n-ai nevoie de niciunul vreodată în viața ta, dar cred că ești acolo, poți să te faci, nu știu, PR de medici, că iei pe toți în listă, toți te sună, toți îți cer ajutorul. Asta așa cum mai vreau să te întreb, mai poți? Băi, mai pot și cât o-i putea, o să mă vezi făcându-le, adică mă împart un pic între actorie, la un moment dat, țin minte că a zis o vorbă frumoasă, Dan Capatos, m-a sunat în ziua în care eu am postat, el nu știa, am postat coperta cărții cu Nuțu Cămătaru și am zis că o să apară. El nu știa de proiectul ăla. Cu el în toți anii în care eu am scris, mă văzusem pe proiectele mele. Miami Beach, că ieșise, pe spitale publice din bani privați, că făceam niște lucruri. Și el știa. Și când a văzut cartea, m-a sunat și a zis, alo, da, zi și mie, ziua la tine are 27 de ore, că mie nu mi se socotea la când ai mai scris o carte. A zis, bă, dacă tu ai făcut filmele alea, dacă ai făcut repar spitale și dacă în timpul ăsta tu scriei o carte, a zis, nu ai cum să ai aceea zi ca mine, mie spune-mi cât e ziua la tine. Mă împart cât pot. Mai devreme povesteam cuiva și spuneam că pentru mine, că n-ai cum să le faci perfect. Adică dacă eu mă așteptam, aș fi doar actor sau doar producător de filme, chiar și asta separat, aș face și aș recondiționa, renova spitale. Dacă aș fi scriitor, poate că ar fi mai bun. Eu sunt ca un om cu o cadă plină cu apă, care are mici fisuri, știi? Și eu mă duc într-o parte și lipesc, fac cu tare, nu știu ce, și se sparge mai tare în partea asta și alerg acolo, știi? De obicei, acolo unde alerg nevastă mea, care țipă că nasa cu copiii destul, și vin acolo și peticesc și repar și bat două cuie, nu știu ce, pac, se mai sparge undeva, fug acolo, știi? Adică eu cumva cer să țin cada asta plină cu apă și să repar toate fisurile. Dar de ce nu e pe modelul că vorbeam cu Matei Dima și am spus, tu cum te simți mai mult? Că el e și actor și regizor și scenarist. Și ai spus că sunt perioade, că odată vreau să fiu actor și vreau să joc sau îmi place, câteodată simt că e un film pe care e al meu și vreau să regizez, câteodată scriu. Nu poți și tu, ca un om normal, să faci actorie, după care să-ți iei o pauză și să te apuci liniștit de scris între timp făcând și... Așa este și încerc să fac asta. Adică, de exemplu, partea cu scrisul de cărți. Când o să am găsesc mai mult timp liber, o să mă apuc de următoarea și mai departe. Dar sunt unele care nu pot să fac asta. De exemplu, partea cu spitalele. Ok, am o echipă. Aia e un going. Adică nu poți să spui, bă, mai stau 2-3 ani, după aia mai renovez unul. Că între timp n-ai campanie de fundraising, de awareness. Adică tu trebuie să continui, nu te poți opri. Și așa cum e aia cu spitalele, un pic e așa din toate. Adică, la partea cu producția de film.
Eu am niște parteneri și niște distribuitori care mă sună, băi, ce facem? Hai să mai facem. Am, de exemplu, succesul cu Miami Beach, care mă obligă și din când în când ne sunăm toți și zicem, bă, hai să facem Miami Beach 2, că nu ne permite, zice, bă, cum ne simțim acum? Vreo 5 ani simțim să nu facem. Hai să nu... Bă, știi cum? Da, adică cere și situația, bă, trebuie să faci Miami Beach 2, trebuie. Dar eu sunt în clanul și lucrez la clan. Bă, nu mă interesează, lucrează și la asta în paralel. Lucrează și la asta în paralel, știi? Adică de-aia spun că situația te mai și forțează să faci anumite lucruri. Mâine găsesc, nu știu ce, eu zic că nu scriu acum și găsesc un subiect senzațional și zic, mă apuc să trebuie să aștern pe hârtie. Nu știu.